pe am intitulat-o Inspirație și Conectare și asta nu degeaba. În seara asta o să avem un invitat special care își are doctoratul în științele comunicării și marketing, Elena Prodan. De asemenea, alături de noi avem Doina Cecoi, este unul dintre antrenorii din Vocal Team Lucia, antrenoarea noastră de tehnică vocală completă din Galați. Pentru cei care încă nu mă cunosc, sunt profesor de tehnică vocală completă autorizat. Tehnica vocală completă am introdus-o în România în 2013, când am și început să-i antrenez pe cei de la Vocea României. În 2014 am pus bazele atelierului de voce alături de Loredana Groza și din acea perioadă am început și pregătirea echipei de tehnică vocală completă, antrenori vocali din aproape toate orașele țării, echipă cu care mă mândresc foarte mult. Și ca să rămânem la emisiunea pe care o avem în seara asta, aș vrea să o invit alături de noi pe Elena Prodan, pentru că voi cu siguranță aveți foarte, foarte multe întrebări care țin de comunicare, care țin de promovarea voastră ca și artiști. Așa că nu o să vă las să așteptați prea mult, deja o să o invit pe Elena alături de noi. Bună seara, Elena! Bună seara, bine v-am găsit! Elena, vreau să-ți mulțumesc în primul rând că ai acceptat invitația mea de a fi în seara asta alături de noi și de a vorbi despre atâtea chestii care țin de comunicare și de promovare a artiștilor. Pentru că dacă mă gândesc un pic la experiența mea, asta a fost întotdeauna un aspect de care m-am lovit și de care încă mă mai lovesc. De-aia vreau să-ți spun că îți mulțumesc și pentru faptul că te ocupi și de echipa noastră de antrenori, de implementarea sistemului de promovare pe care îl facem Vocal Team Lucia. Foarte bucuroasă sunt și eu, foarte bucuroasă sunt și eu că vă cunosc și că faceți parte din viața mea profesională și nu numai. Și mă bucur foarte mult că sunt în seara asta alături de voi. Bună seara tuturor, văd că ne scriu oamenii. Mariana, ia uite, Miruna, Roxana, Iașu, bună seara, bună seara tuturor. Știu că sunt oameni din toate colțurile pentru că echipa CVT e din toată țara. Bună seara! Cred că nu e nimeni altul care să cunoască echipa noastră mai bine decât tine. Înainte de a te ruga să te prezinți, o să invit alături de noi și pe Doina, ca să intrăm împreună toate trei în discuțiile pe care o să le avem, în întrebările pe care le avem. Doina, bună seara! Hello, bună fetelor, bună Lucia, mă bucur să te văd, bună Elena, Mulțumesc că bună, ești alături bună, de noi! Doina! În sfârșit ne vedem și pe cameră, nu doar pe chat, cum conversăm noi de obicei și punem la punct ideile săptămâni sau ideile zilei. Mă bucur nespus că suntem alături în acest format, în această seară și sper să fie o seară utilă pentru foarte mulți din cei care ne privesc. Hai să intrăm direct în Elena. Ca să nu încep eu să fac o prezentare a ta, cred că cea mai potrivită este să te prezinți tu. Cine este Elena Prodan? Lucia și Doina, în primul rând, în această seară sunt prietena CVT și a echipei, de aici încep. Eu sunt Elena și sunt prietena Vocal Team România. Lucia și toată echipa de antrenori din toate orașele mari ale țării care antrenează pe baza CVT, tehnica vocal completă, și mă bucur, după cum spuneam, că sunt parte din viața voastră și voi din a mea. Eu sunt un expert de comunicare și de marketing. Am un doctorat în științele comunicării, într-adevăr. Toată viața mea profesională a însemnat comunicare, promovare, marketing, personal branding. De 15 ani de zile sunt în acest domeniu. Am
parte timp de 8 ani de zile din Realitatea TV și Antena 1. În Antena 1 am condus PR-ul și am lansat alături de întreaga echipă X Factor România și nu numai. Lucrez cu antreprenori, lucrez cu persoane care dezvoltă personal branding la un nivel profesional, lucrez cu brandurile mari, Red Bull, Promenada Mall, Mercedes și nu numai, pentru proiecte speciale, neconvenționale sau pentru anumite platforme de comunicare către diferite targeturi. Am făcut academii de marketing, de vânzări, de coaching și este foarte complexă și prima întrebare pe care aș vrea eu să te-o pun, cum se prezintă un artist pe social media? Bun, e o întrebare foarte, foarte complexă și o întrebare extraordinară, pentru că în ziua de azi e foarte greu să nu fii prezent pe social media și e foarte greu să nu conectezi publicul tău prin acest canal de comunicare atât de amplu. Facebook-ul ne oferă lucruri extraordinare. Putem să facem videouri, exact cum facem noi în seara aceasta. Putem să avem conținut foto, text, interacțiune maximă. Deci este un canal extraordinar pentru un artist. Însă, într-adevăr, trebuie avut atenție pe anumite principii. Unul dintre ele este să se gândească persoana respectivă înainte, care este nevoia de comunicare. Sigur, există conținutul acesta pe care îl folosește toată lumea, cu glumițe, cu animale, cu vacanță, conținut care face trafic, care face vizibilitate și este bun și el, dar nu este suficient. Există anumite mituri în zona asta de Facebook. Unul este frica de vizibilitate. Dacă mă expun pe Facebook, sunt prea văzut, intru în interacțiune, am feedback negativ, e în regulă. Se pot întâmpla și aceste lucruri. Dar dacă ne gândim cum să ne prezentăm într-un mod unic, care este personalitatea noastră, care sunt mesajele care sunt importante atât pentru mine, cât și pentru public, și deschid ușile, efectiv, vieții mele într-un mod frumos, nimeni nu pune granițele, ci noi le punem care sunt granițele dintre expunere și nu, atunci Facebook-ul este într-adevăr un canal foarte bun prin care te pot cunoaște cei care au nevoie de tine, cei care pot să te asculte, să îți fie alături în proiecte și tot așa. Să te întrerup un pic, Elena, aici. Există în video pe care îl promovezi, există avantaje și dezavantaje, pentru că, sigur, combinația dintre text, imagine și sunet este extraordinară. Deci video cred că are impactul cel mai mare. Există avantaje și dezavantaje în promovarea video? Pot exista în orice tip de promovare și în orice pe lumea asta există această dualitate de plus și minus. Cu siguranță nimic nu este doar bun, nimic nu este doar rău. Ca să începem, uite, Lucia, foarte, foarte serios, eu pot oferi un instrument profesional pe care eu îl folosesc în toate proiectele mele. L-am creat tocmai pentru a putea să facem o comunicare și o promovare foarte bună pe social media. El se numește IDU. IDU înseamnă o stratificare în trei axe. Prima este încrederea. Deci atunci când construim mesajul pe social media, să ne gândim la relația aceasta de încredere pe care o construim între noi și cel care se află în celălalt capăt. Dacă nu are încredere în tine, nu va fi alături de tine, indiferent ce înseamnă acea încredere. Dacă ești o ciocolată, ciocolata trebuie să fie bună, exact cum o descrii tu. Dacă ești un artist de muzică rock, atunci tu trebuie să reprezinți într-adevăr o identitate de artist de muzică rock. Asta înseamnă să fii congruent. Nu poți să ai un look, de exemplu, pop și să cânți rock. Nu, undeva se rupe încrederea. Chiar dacă cel de la capătul comunicării nu știe să spună ce se întâmplă, el spune nu. Și a plecat de acolo, a plecat din relația cu tine.
Asta înseamnă că este nevoie, Elena, ca înainte de a, pentru că sigur tu oferi și training-uri în direcția asta, poate că ar fi foarte important, de exemplu, așa cum și noi am apelat la tine, de la cineva să învățăm să facem asta. Asta înseamnă că trebuie făcută o strategie de marketing și mă refer la acel studiu, adică mare parte din strategia de marketing să fie compusă din poate 80% din studiu. Nu? Da, de exemplu, dacă să dau un exemplu, dacă ar fi să aș scrie o melodie care este pe hip-hop, înseamnă că ar trebui să fac un studiu și să spun, ok, cine ascultă hip-hop? Poate că cei care au vârsta cuprinsă între 20 și 25, unde se află ei? Poate că foarte mult se află în America. Nu, adică să știu în ce direcție merg, pentru ca și muzica mea care a fost scrisă pe hip-hop să fie orientată către cei care sunt interesați în hip-hop. Cu cine, sigur, cu cine vorbesc este o întrebare foarte importantă în comunicare. Comunicarea, mă refer la comunicare ca o bază pentru orice înseamnă promovare, marketing. Toate profesiile acestea folosesc clar comunicarea. Dacă relația de comunicare nu este eficientă, campania va ieșua cu siguranță. Da, este foarte important să știi cu cine vorbești, cui te adresezi, în ce moment te adresezi, de ce și evident unde, pentru că într-adevăr un român este diferit de un american la un anumit nivel. Dacă vorbim despre muzică, voi aveți un mare atu, pentru că există o universalitate a muzicii. Muzica cumva vorbește sufletului, dar și acolo trebuie într-adevăr să răspunzi la întrebările astea. Vreau să bifez pe foarte scurt, Lucia, deci avem încrederea când faceți mesajul, este important ca el să fie credibil, să nu fie exagerat, să nu fie inutil. Încrederea e foarte importantă. Următorul pas este diferențierea. Aici este unul dintre cele mai mari mituri și cele mai mari probleme din social media, pentru că tocmai pe Facebook și pe toate aceste canale ai un volum foarte mare. E ca o ceamă. Poți să faci o groază de acțiuni și atunci este foarte atractiv. Trebuie să te diferențiezi. Pentru că dacă tu vei fi la fel ca toată lumea, e foarte greu să ai succesul sau să-ți îndeplinești obiectivele pe care ți le dorești. Gândește-te cum te poți diferenția în așa fel încât mesajul tău să nu sune ca al celorlalți. Și asta pleacă din tine, din cine ești tu. Trebuie să fii original. Deci originalitatea e foarte importantă. Ca să stau și mă întreb cum aș, poate că sunt unii care se întreabă, ok, dar ce înseamnă să fii original? Pentru că până la urmă toți ne inspirăm. Întotdeauna va fi inspirație ascultând un artist. Dar când vorbim de originalitate, adică să fie acea inspirație inteligentă, adică să adaugi ceva nou la ceea ce te-a inspirat de la un alt artist sau știu eu, dar să adaugi ceva care să vină de la tine. Și în felul ăsta să impresionezi pe cei care te urmăresc. Sau că oricum ei sunt interesați, oamenii toți sunt interesați în nou, în toți cei care vin cu ceva nou, cu ceva original. Mai ales că oamenii vor să facă parte din proces, să fie implicați în proces. Ai ceva soluții aici sau să ne dai ceva tips? Cum poți să faci ca pe cei care te ascultă, care te urmăresc, să-i ții constant implicat în ceea ce faci tu? Ajută să postezi în fiecare zi, Elena, sau să ce-ar ajuta să-i ții pe cei care te urmăresc constant implicați în proces? Tocmai acești pași. Deci după ce ești diferit, următoarea etapă și ultima este unicitatea. Exact cum ai simțit tu intuitiv. Tu ai spus cuvântul original pur și simplu intuitiv, pentru că totul are o logică. E cam în sens. Unicitatea aceasta ne ajută să fim prezenți și să creăm o relație, la fel ca în viața de zi cu zi între oameni. Noi avem persoane cu care ne vedem zi de zi și ne este drag, nu ne plictisim, nu respingem, nu. La fel și în seara asta. Noi fiecare suntem machiate într-un fel. Doina a venit cu o ie foarte frumoasă. Doina care este gemelă. Ia să vedem dacă schimbă așa, se vede ia. Aha! E ceva special. Suntem ceva
spiritul zilei de ieri, pentru că ieri am sărbătorit Ziua Națională, rămânem și astăzi în ie. Da. Să te aștept, nu am, nici nu am o ie. Chiar o să-mi cumpăr. Când o să vin în țară, o să-mi cumpăr o ie. Da. E ar fi fain să ai. E un obiect care la un moment dat toată lumea se mândrește de că are în dulap o ie și mai are și o istorie ia respectivă. Că e de la bunica, că este de la străbunica, că este făcut într-un anumit fel și așa mai departe. A, deci o poveste acolo. Dar ca să... Așa este și la noi, Lucia, apropo, cum stăm în comunicare constantă cu cei de pe Facebook. Exact acum, am vorbit despre ea. Ea este unică, este a românilor. În spate e o groază de istorie, o poveste, întotdeauna o poveste. Uite, ia mame, ia bunici, e dintr-o zonă, din alta. Exact la fel este și pentru un artist. El trebuie să stea puțin de vorbă cu el, să nu se grăbească să se arunce în mesaje, doar în mesaje de toată ziua, să le spunem așa, cu sunt la mare, sunt la munte, am mâncat o prăjitură bună, voi ce faceți? Și să rămână doar aici, pentru că nu e suficient. Dar dacă găsește partea aia unică din el, și aici dau exemplu cu mare bucurie cuvântul educație. Educație la bază vine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă a scoate dinăuntru în afară, de fapt. Adică a găsi ce e unic înăuntru și a arăta în afară. Asta este considerat vârful cel mai înalt al educației. Și eu sunt foarte de acord, la fel ca în muzică. Și voi, cu CVT, tehnica vocal completă, ea ce face? Ea nu merge să schimbe vocea omului, să o pună într-o cutiuță, așa trebuie să sun tu, pentru că așa nu. Voi îl antrenați ca el să-și găsească potențialul pe deplin. Exact. Asta e chestia. Bine că numești punctul ăsta, pentru că se spune că fiecare dintre noi are potențialul de a deveni stea. Doar că trebuie să te folosești de unelte, cum sunt în tehnica vocală completă, pentru a te putea exprima exact așa cum îți dorești tu. Și să fii liber în exprimare și poate că de acolo originalitatea și autenticitatea. Există și riscul... Să admitem că în perioada de început nu toți cei care te urmăresc te plac. Și poate că trebuie să-ți dorești să fii plăcut de toată lumea, pentru că cu cât îți dorești să satisfaci pe cât mai mulți, cu atât o să ajungi să nu satisfaci pe nimeni până la urmă. Deci toată energia și să continui să te focusezi pe cei care te plac, într-adevăr, și care sunt interesați în mesajele tale. Cum reacționezi, Elena? Ce soluții ai pentru noi, tips? În condițiile în care mesajele nu sunt atât de favorabile, sunt o tentă negativă, cum ar trebui să reacționăm? Liniștit și cu curaj. Iertați-mi cacofonia. Cu mult curaj și liniște. Le spun tuturor. Asta este cea mai mare frică. Este frica expunerii. Iarăși, e una tu că sunteți artiști, pentru că e clar artistul prin, ca să spunem așa, defect profesional, trebuie să se expună. Și atunci cumva poate este obișnuit cu tot tracul, emoția, frica de critică, de respingere care vine cu expunerea. Despre asta este vorba. Imediat apare această frică, dacă sunt criticat, dacă greșesc. Și atunci vă spun, tehnic, efectiv, tehnic și logic, există trei tipuri de public. Dincolo de și oricine ne urmărește acum și dorește să facă lucruri mai bune în comunicare, poate folosi ceea ce spun acum fără ajutorul nimănui, singur. Cu atenție, ascultă. Deci există trei tipuri de public. Până să ajungem să facem targetare profesional și tot așa. Primul este publicul care ne place și la carte spune că este tipologia mamei. Adică la mamă vorba aia, uite, sunt ciufulită acum, vai, dar ce frumoasă Elena, nu există mai frumoasă. Am ars mâncarea, delicioasă. E tipologia publicului pozitiv, cel care te place pur și simplu.
pentru că există o explicație mult mai profundă. Relația s-a creat pe un fundament pozitiv în amândouă părțile și atunci comunicarea se face întotdeauna din punct de plecare pozitiv. Este clar că focusul e pe un lucru bun, ca două prietene care sunt într-o relație de simpatie și chiar și atunci când una dintre ele se îngrașă, cealaltă spune, nu-i nimic, îți vine bine, îți vine bine, te împlinește, ești mai feminină și tot așa. Publicul negativ există natural, deci e legea firii, e cel care nu te place, logic. E cel care vorba aia spune, a, uite, ai o umbră pe față, ai cântat două note prea repede, prea încet, ai deschis prea mult gura, vezi că ai zâmbit de trei ori și trebuia să zâmbești de două ori, firul din dreapta stă în dreapta. Deci sunt foarte multe pretexte, nu se termină niciodată, fără grijă. Asta este treaba publicului negativ, să critice și să observe. Ai trei fire? Vai, păi cum poți să ai trei fire de păr în loc să ai două fire de păr? Așa este foarte bine, dar se putea mai bine. Așa recunoaște publicul negativ natural. Există publicul neutru. Un public care nu are nicio conectare. Cum să zice, e un public liber pe care poți să lucrezi. Din publicul neutru, convertești, trimiți ori în public pozitiv, ori în negativ. Să spunem că noi avem 100 de lei pe care îi cheltuim pe comunicare, respectiv pe Facebook Ads, să spunem, că majoritatea pot face fără nicio problemă reclamă pe Facebook. Din această 100 de lei, socoteala e următoarea. Împart banii în funcție de obiectivul meu, nu știu, vreau să lansez o piesă și sunt deja pe Facebook și știu că publicul meu pozitiv reacționează, sunt cei care spun, arăți foarte bine cu noul look, îmi place rujul tău, te-ai machiat, muzica de acum este extraordinară, foarte frumoasă filmare, ai făcut un Facebook Live, m-a ajutat foarte mult, mă bucur că ai postat prăjitura asta și mie îmi place foarte mult, mi-a plăcut să mâncăm amandină împreună, vin Galați, Doina, hai să ne vedem. Aceasta e vocea publicului pozitiv natural. Aia negativă este, trebuie să muncești mai mult. Clar, nu. Să-i convingem, să-i convertim. Să nu intre în discuții, ajută să nu intre, adică să mergi efectiv. Nu, imediat ajungem. Și atunci avem o parte din bani pe publicul pozitiv și o parte din bani pe publicul neutru. Pe cel negativ îl respectăm. E normal, e părerea fiecăruia. Respecti părerea fiecăruia. Dar aveți grijă, respectul nu înseamnă să-l convingi. Asta e capcana. Când începi să stai de vorbă cu publicul acesta negativ, să-l convertești, să-i schimbi mentalitatea, ce gândește, se poate face, dar înseamnă o campanie de educație și din toate campaniile de promovare ca tipologie existentă, campania de educație este cea mai lungă, cea mai scumpă, cu rezultatele cele mai grele și mai încete. Primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă artistul este că el e business-ul. Cum un antreprenor se poartă cu business-ul lui, așa se poartă artistul cu imaginea lui. Imaginea lui e business-ul lui. Și atunci el trebuie să fie foarte exigent cu deciziile. Îl respectă, respectăm întotdeauna publicul negativ, iar următorul pas este analiza. Trebuie să vedem dacă într-adevăr noi am greșit sau nu ceva. Ei sunt extraordinari să ne facă să ne dezvoltăm. Deci fiți foarte recunoscători. Un feedback negativ, lucid, s-ar putea să te scutească de 5 ani de greșeli. Pentru că dacă el este atent și aia este vocea lui negativă, s-ar putea să-ți puncteze fix ce trebuie ție să te dezvolți, să-ți deschidă o oportunitate. Deci respectați și vorba aceea onorați-l, s-ar putea să aveți multe de câștigat. Analizați. Vedeți ce se întâmplă. De exemplu, dacă spune, nu-mi place styling-ul tău, te-ai îmbrăcat, nu stă bine deloc în roșu și croiala aia chiar nu te avantajează. Stați câteva secunde și observați, e posibil să nu vă avantajeze. La început de drum, artist face foarte multe lucruri singur. Se ocupă de make-up, de hair, de styling, de scenografie, de multe. Adică are foarte multe roluri. E posibil ca în toate rolurile acestea, într-adevăr, să fie considerat că styling-ul nu trebuie atât de mult analizat și a luat o decizie repede. E în regulă.
Deci s-ar putea să ne... După care îi mulțumim. Aici facem întrebare extraordinară. Există training-uri pe care tu, Elena, le dai și în direcția asta. Cum te prezinți în fața publicului? Cum îți atragi publicul? Cum te prezinți atunci când trebuie să dai un interviu? Când trebuie să filmezi? Există training-uri în direcția asta de artiști? Și nu numai. Și nu numai. Va exista imediat, probabil în maxim 2 luni de zile. Și promit să vă anunț pe toți cei care sunteți aici în comunitate, să vă arăt școala mea online de comunicare, marketing și personal branding, unde vom învăța exact culisele, toate tipsurile și pregătesc, din acest motiv nu mă grăbesc, pregătesc toate instrumentele pe care să le dau de-a gata omului, ca el să facă totul singur, liniștit, fără extra costuri. Dar aș vrea să dau exemplu cum gestionez un feedback negativ. Dacă aveți voi să-mi dați, Doina, sigur ți s-a întâmplat că ai atâta experiență ca artist. Dă-mi ca pe partea de teaching, de exemplu, știu, la un moment dat am fost la un eveniment și a venit cineva și mi-a spus clar: nu-mi place cum cânți. Ok. 10 au venit și mi-au spus: vai, Doamne, sunteți extraordinară. Și a venit unul, s-a sculat de la masă și mi-a spus: nu, îmi place cum cânt. Cum ai reacționat? Cum ai reacționat? Nu știu, cred că mi s-a schimbat ușor fața. Dar oricum i-am mulțumit. Și atât. Da. Noi o cunoaștem pe Doina. Doina este un om foarte cald și foarte elegant și aceste lucruri o ajută natural să nu intre în conflict. Și da, nu prea da. Intru în conflict. nu creez conflicte în jurul meu. Ce vrea să faci în situații din astea, Elena? Doina a răspuns foarte, foarte da. Adică i-a mulțumit și sigur, părerea fiecăruia o respect. Ce ai putea tu să mai adaugi aici? Ce ar mai putea fi adăugat? În primul rând, să-și dea voie fiecăruia să trăiască liniștit momentul. Deci țineți minte, întotdeauna există negativ. Nu există sub soare să nu vină seara și luna. Întotdeauna există noapte. Trebuie să vă liniștească gândul ăsta. Riscul este când sunt prea mulți. Adică dacă, de exemplu, la fiecare cântare vin 10 oameni și îți spun, înseamnă că acolo trebuie să te uiți la ceva, ca la ciocolată. Dacă eu vând o ciocolată și vine cineva și spune, are prea puține alune, e în regulă. Dar dacă spune majoritatea, vedeți că sunt vorba e o ciocolată cu alune, eu nu găsesc alunele, mergem să numărăm alunele, să vedem, domne, avem alune în ciocolată sau nu avem alune în ciocolată. Bun, după ce știm sigur că este natural, e un feedback negativ din fluxul natural. Putem spune la modul, aveți grijă la tonalitate, la libertatea aceasta de a accepta, de a respecta părerea celuilalt. Se simte în ton. Când răspunzi cu respect, se simte în ton. Vă mulțumesc pentru părere. Pot spune asta. Vă mulțumesc pentru părere. Îmi pare rău că nu v-a plăcut. Oare aș putea face aș cânta altceva, v-ar mulțumi? Dacă nu se poate, îi spui omenește. Uite, atât a fost repertoriul din seara aceasta, îmi pare rău că nu s-a potrivit. Pe viitor, cum v-ar plăcea? Ce v-ar plăcea să ascultați? Iar un om care e sănătos din punct de vedere clinic, vorba aceea nu e un hater, veți vedea că poate să discute normal. Și ok, atunci dacă puteți vorbi, vedeți, și deja e o conversație, deja este ceva normal. Cum se gestionează feedback-ul negativ? Îl accepți, da. Pe care spui în regulă, aceasta este părerea dumneavoastră, o respect, și apoi dai o rezoluție sănătoasă, îl muți într-un loc sănătos unde se poate conversa. E normal să nu vă placă, într-adevăr. Sunt sigură că sunt anumiți oameni care nu le place, pur și simplu. Aș putea să vă recomand, nu știu, aș putea să cânt un refren pentru dumneavoastră dacă simți că poți să faci asta. Și o zonă constructivă. Există și riscul, Elena, stăteam acum și mă gândeam la workshop-uri pe care, de-a lungul anilor, eu dându-le, având grup de oameni, uneori în fața ta se află persoană care în momentul ăla nu este interesată de workshop. Sau poate a avut o zi proastă, a avut o zi și atunci degajă o energie negativă. De regulă se observă în faptul că se uită pe ceas, începe să se scapă,
avem tendința de a face plis, de a ne orienta către acea persoană. Cred că este o reacție instinctivă. În momentul în care observi că cineva nu te place, să ai tendința de a orienta către acea persoană. Consumă multă energie acolo. Exact. Consumă mai multă energie acolo decât poți să dai o energie fantastică și de fapt ideea este să focusezi pe cei care într-adevăr sunt interesați workshop-ul tău. Și în tehnica vocală completă sunt și aici tot felul de soluții, cum să-ți orientezi respirația, de exemplu, către spate pentru a-ți relaxa fața, pentru că de regulă pe față se văd foarte multe emoțiile. Exact. Da. Este pericolul. În momentul în care rămâi focusat pe partea negativă, v-am zis, deci gândiți-vă întotdeauna că avem 100 de lei. 100 de lei poate însemna orice oră de spectacol, doina, trei melodii de interpretat. Atâta e spațiu, context. Întotdeauna contextul este limitat, niciodată nu este infinit. Dacă ai căzut în capcana aceasta, din păcate, pierzi publicul pozitiv, care e publicul tău, care a venit acolo, care te plătește, e drag, de abia așteaptă să te asculte, vrea să te ia și acasă, să te asculte și acasă, îl pierzi pe celălalt și pe acesta nu-l câștigi, pentru că asta e natura lui. Deci, practic, ai 100 de lei pe care poți să, vorba aia, arunci în foc. Deci, mare grijă. Închideți cu respect și constructiv și gata. E de exercițiu. La fel ca în orice zi și voi ca artiști aveți publicuri probabil pe care le conectați diferit de drag, nu? Da, și cum te percepe în funcție de ce ai cântat, dar a fost ok, dar nu te caracterizează, cred că poți mai mult și atunci cumva trebuie să tragi aer adânc în piept, să zâmbești și să spui: da, unde nu v-a plăcut? Haideți să discutăm, poate următoarea piesă o facem să sune mai bine, să fie pe piața voastră. Da, vedeți, și o relație, este altfel. Da. Chiar și Lucia la un moment dat spunea despre felul că la un moment dat există cineva care nu ascultă timpul cursului, dar putem să ne lovim de chestia asta și la curs. Poate să vină un cursant care este ușor obosit, care nu se conectează, care nu reușește să se conecteze la ceea ce vrei să faci tu cu el. Și atunci e acea energie, dai, vezi că nu mai primești înapoi și stai și te gândești la un moment dat, ok, hai să vedem care este următoarea soluție, să creăm legătura. Exact, ai spus mai Doina, legătură. Trebuie să ai o legătură când la cursuri, fiecare dintre noi facem cursuri, voi cu tehnica vocală, eu cu comunicarea. La cursuri poți ai un contact foarte direct și să faci relație cu celălalt care într-adevăr are o zi grea. Noi ținem cursuri seara în principal. Poate a avut o vestă proastă înainte de curs, orice poate să fie. Uite, dacă tot am numit aspectul ăsta, eu o să pun o imagine care ține de, doar trebuie să știu dacă este cea asta, ține de, este o imagine de la tine, Elena, pe care eu am selectat-o. Aici este de la un workshop sau de la ce? De la un workshop, da, e despre comunicarea de criză, mai ales acum în această perioadă, era de la începutul perioadei COVID, când toată lumea era impactată, lua decizii de închidere sau de stagnare, apăreau tot felul de mici crize și a fost un seminar dedicat doar cum vorbim cu publicul, cu clienții noștri, cu partenerii noștri în perioade care nu sunt normale, în perioade de criză. Da, este la workshop. Eu o să las un fragment scurt să se vadă. Iar cei care ne urmăresc. Pandemia este o criză complexă care în sine comportă, adună mai multe straturi de criză. Se aude un pic. Găsiți pe YouTube. Da, găsiți pe YouTube, căutați după numele meu. Câteva workshop-uri sunt publice, le găsiți. Dacă vă plac, cu drag, vă rog să le urmăriți. Și mai e o imagine pe care vreau să o pun despre tine, Elena. Cred că este este prezentarea companiei pe care o conduci tu, dacă nu mă... Cred că da. Da. Companiei Angels.
Face prezentarea asta. Deci cei care pe internet. Da. Am găsit pe YouTube. Pe Communication Angels. Elena, ca să intru un pic mai, că sunt foarte, stau și mă întreb, artiștii care vor să se promoveze, este suficient să facă promovarea lor doar atunci când lansează o melodie? Să facă, să se promoveze sau este insuficient pentru a putea să rămâi în contact cu cei care te plac? E o întrebare iarăși extraordinară, e o întrebare grea, chiar dacă pare o întrebare ușoară. O să încerc să răspund în cel mai util mod posibil ca să fie de folos celor care ne privesc și pe care și rog să ne pună întrebări dacă doresc. Am văzut mesaje, încă nu-mi dau seama dacă sunt întrebări. Da și nu. Nu cu siguranță dacă ești într-un moment matur al carierei tale, dacă ai obiective la fel performante, răspunsul este nu. E la fel ca la voi. Este suficient să cânți o dată pe lună? Nu. Voi când ați, Lucia, tu când ai adus tehnica vocală în țară, tu erai perfect convinsă pe pielea ta și Doina și toată echipa, pe pielea lor. Nu poți să nu te antrenezi. Adică nu ajungi într-un punct și ai rămas acolo și gata, vocea lucrează singură. Mari artiști, chiar vă întrebam pe voi, care e rutina lor? Mari artiști se antrenează în fiecare zi. Da, și complex, adică foarte, foarte îndeaproape, pe nișă, mi-ați povestit lucruri fantastice. La fel și în promovare, clar nu, e ca într-o relație umană. Dacă te căsătorești și te vezi doar de Crăciun, e suficient ca să fie căsnicia fericită? Mm-hmm. Parcă nu. Și asta parcă nu trebuie să ne mai vedem, nici în weekend nu e suficient, cred eu. Da, și asta pentru că punctare... S-a spart paharul, aduce eu, să ai noroc. Nu mi-am dat seama. O să avem eu o să am noroc și eu sunt cătos. Am pus un pahar, așa este în online, stau pe un fotoliu, am pus un pahar de apă lângă mine și m-am întors și l-am spart. Deci nu este suficient să facă promovarea doar o singură dată, pentru că cei care urmăresc vor să fie implicați, să fie implicați în proces și vor să se simtă că fac parte din ceea ce fac. Și așa cum mă gândesc un pic și la sfaturile pe care tu ni le dai nouă. Oamenii au nevoie să vadă că ești uman, că chiar și când lucrezi în studio la o melodie pe care doar o pregătești. Deci nu trebuie să fie neapărat produsul final. Se poate, există și posibilitatea ca cei care se promovează să se promoveze fără buget. Da, există. Cum există și posibilitatea să te promovezi punctual, ca să fac o mică completare la întrebarea de mai devreme. Este clar că, mai ales în domeniul artei, relația este cu atât mai importantă, pentru că muzica ține foarte mult de intimitatea noastră, de subiectivismul nostru, de cumva ce ne face fericiți, ce ne relaxează, ce ne bucură. Mi se pare atât de frumos că avem, de exemplu, avem repere muzicale pentru anumite momente din viața noastră. Nu mai spun momentele intime, nu știu, naștere, căsătorie, zile de naștere, Crăciunuri. Poate fi o muzică pe care noi o să asociem cu vacanța, cu vreau să mă relaxez, cu vreau să mă distrez. Muzica este extraordinară în viața noastră, clar. E un truism ce spun. Și atunci, cu atât mai mult cu cât există o relație în care te vede, cel care te ascultă te vede întru totul, îți vede preferințele, îți vede stilul de viață, timpul liber, cu atât este mai solid. Aveți grijă să nu, ca produsul care sunteți voi, să nu fie acoperit de restul. Adică nu pot să prezint mai mult stilul meu de viață și mai puțin muzica mea, pentru că este nenatural, nu este firesc. La fel, dacă sunt o mașină, nu pot să vorbesc mai mult de cum se cheamă, de sport, de eleganță, dacă nu vorbesc de mașină. Aici o întrebare pentru
pentru Doina. Doina, tu ai foarte multe talente la tine acolo la școală. Sunt foarte multe talentați. Sunt situații în care ei îți pun astfel de întrebări ție. Cum să se promoveze pe Facebook, să știu eu, să-și facă un website, care sunt cum se pot prezenta pe social media, să-și construiască un website, să online shopping, diferite platforme, să pună în fiecare lună, de exemplu, un mesaj, news, blogging, cum să creeze engagement cu publicul, cu cei care urmăresc. Se pun și întrebări, copiii tăi talentați sau nu numai copiii, artiști? Da, să zic, pentru că acum fetele mele au crescut și au ajuns la vârsta de adolescență, au între 14 și 15 ani, iar asta este în principiu vârsta în care încep să-și facă... Cred că s-a întâmplat ceva cu internetul, cu Doina. Că aici era o întrebare pe care la care mi-a fi plăcut să mai ești. Doina, ești alături de noi? Cred că s-a întâmplat ceva cu... Da, s-a întâmplat. Doina, m-am uitat și pe telefon. O așteptăm. Da, o așteptăm. Cu asta aici sugestia ta, Elena, dacă studenții noștri, de exemplu, ne-ar întreba care ar fi modul cel mai bun de a mă promova, ar fi nevoie să-mi creez un website, să caut platforme online, shopping, ce-ar fi cel mai recomandat? Ce-ar trebui să le recomandăm? Pentru că sunt situații în care studenții ne întreabă. Da. Revenit, Doina. Asta s-a hotărât așa, să-mi facă foarte multe teste și să-mi dea emoții. Da, în principiu, de promovarea lor, mă cam ocup eu până la o anumită vârstă, pentru că ele apar atât pe Facebook, cât și pe YouTube, pentru că în principiu ne-am axat să facem promovarea asta a lor pe canale diferite și cu videoclipuri diferite, bineînțeles. Iar am avut o fetiță care mi-a spus că ea la vârsta când va ajunge la 6 ani își va face cont de YouTube să-și pună videoclipurile. Iar primul videoclip care l-a filmat a fost la vârsta de 6 ani și acum mi-amintesc că am făcut coșarul așa, într-un mediu vintage. Și când a primit videoclipul, chiar a rugat-o pe mama să-i facă contul personal de YouTube pentru cântăreți, ca să își pună videoclipul acolo, pentru că ea deja avea un alt statut. Iar pe partea de să fim cât mai vizibili noi ca școală și ca artiști în devenire, încercăm să luăm contact și cu emisiunile locale sau naționale, să facem filmări, să apărăm cât mai mult pentru a ne dezvolta, a crește. Totodată a deschide apetitul pentru ceea ce înseamnă tehnică vocală, pentru a descoperi tehnica vocală, pentru că chiar sunetele au altă textură față de ceea ce aud eu în jurul meu și la copii care nu merg pe direcția asta. Îi promovez aproape pe toți, pentru că toți cei care sunt și își fac videoclipuri încerc să apară să fie cât mai vizibil, pentru că mi se pare că așa este ok. O mulțumesc pe partea asta, îi mulțumesc Elenei, pentru că ea ne ajută foarte mult pe partea de conținut, pentru că de cele mai multe ori suntem cumva nu în lipsă de inspirație, dar pentru că fiecare copil este un individ care simte și eu îl percep într-un anumit fel, parcă nu pot să lipesc același conținut și peste el. Și atunci încerc o caracterizare pentru fiecare în parte așa cum îi percep și eu din punctul meu de vedere. Dar oricum am învățat foarte multe tipsuri de la tine și atunci chestia asta ușor pot să spun că mi-a crescut pagina, atât pe Facebook cât și pe YouTube, ceea ce este foarte ok. E foarte, întrerup un pic aici, Doina, e foarte adevărat, Elena. Deci pe lângă faptul că noi am avut produsul, adică tehnica vocală completă și antrenorii care au fost antrenați, ne-a ajutat să creăm să rămânem în acest brand cu toții, să rămânem echipă și să putem fi văzuți împreună și să folosim aceleași
același mod de a posta, să fim implicați în videole pe care le facem, în promovarea pe care o facem, să fim în echipă. Da, iar vă felicit. Un alt aspect. Eu să vă felicit pe toți că sunteți extraordinar de talentat, de talentați. Da, n-am făcut până acum, au fost videoclipurile astea live pe care tot le postăm de când am înființat pagina. Asta ne-a, cel puțin pe mine m-a scos din usual, din viața de zi cu zi. Și m-a pus întotdeauna în postura de a mă reinventa, de a face altceva, de a-mi găsi eu originalitatea în primul rând, ca să pot să o transmit celor din jurul meu, ca să pot să mă perceapă și pe partea respectivă. Și să inspiri continuu. Da. Ai și acum mă gândeam și pe partea aia, la pagina de solist. Oh my God! Ce ar trebui să mai postez și acolo să fii mai interesant? Da, vă felicit! Elena, te întrerup un pic, scuză-mă, de engage the local. Cât e de important aspectul ăsta în marketing, Elena? Este important, cum este Doina la Galați, are acolo comunitatea ei, care este intimă, specială, aproape. Este important, ei au acolo trăsăturile lor, ale zonei. Nu știu, vă place Dunărea? Doina și eu sunt tot de la Dunăre, sunt tulceancă, sunt obrăgeancă. Sunt anumite... Și acum o să fac încă o paranteză și o să te întrerup. Tu știi că eu am foarte multe eleve care vin cu bacul la mine la cursul de partea celălaltă. Deci ai elevi tulceni? Ce frumos! Am elevi pe toți. Bine, nu sunt din Tulcea, dar sunt din satele aproape de Dunăre, da. Și trec cu bacul de vin la cursuri. Uite, da. Eu să de momentul ăsta și o să pun un pasaj la una dintre studentele tale talentate, Doina, pe care noi o cunoaștem de la Raidos, Adnana. Da. O voce specială. Tomorrow comes no inside I'm alone. And Friday nights the things that I don't know. Tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. No, the road is long, I look up to. Adnana, o puteți vedea pe canalul ei, are și canalul ei de YouTube. Eu am selecționat video ăsta după YouTube. Copil foarte talentat, o fetiță foarte talentată, care a obținut și premiul 2, dacă nu mă înșel, la Riders în 2019. Doina, cred că Doina nu ne mai aude. Da, cred că nu ne mai aude. Se întrerupe un pic internetul. Ne mai auzi, Doina? Da. Spuneam de Adnana. Adnana recent a câștigat chiar acum luni, a fost premiată la un festival național din țară, de la Ploiești, la November Music Fest, unde a fost în juriu, printre care Valeria Mișcuția, Mihai Alexandru, Claudiu Bulete și, din câte mi-aduc aminte, cred că Rumiana Naceva din Bulgaria. Uh-huh. A luat un Grand Prix și diplomă cu vocea de 10. Wow! A, ce păcat că se întrerupe din când în când. Elena, când crezi că un artist este pregătit pentru a-și crea o echipă? Hai să numesc echipă de marketing, pentru că sunt un artist, el trebuie să rămână pe partea creativă, adică să-și compună melodiile, să-și creeze un brand. Când ajunge, când poate să tragă concluzia, da, acum am nevoie de echipă, am nevoie de antrenamente, de traininguri, așa cum oferi tu. Când este momentul în care să facă acest lucru, acest pas? Oricând. Nu există o rețetă. Important este să aibă încredere că se va crea momentul în care ei vor avea acces ori la informație, ori la resurse, ori la expert. E posibil să nu aibă buget din prima clipă, e posibil să aibă buget, să aibă toată echipa, însemnând marketing, styling, manager, inclusiv un operator, un fotograf dedicat, poate fi tot așa. Important e să aibă încredere să dezvolte, să creeze contextul. În momentul în care există fonduri alocate,
să le aloce. Să le aloce pentru că și eu consider că o orchestră nu funcționează. Niciodată un expert niciodată artistul nu o să poată fi la fel ca un expert să cunoască atâtea instrumente tehnici și nu numai ca să poată să își promoveze imaginea în cel mai bun mod. Ce poate face el gratis, cum s-ar spune? Poate să-și facă cont YouTube, 0 lei, Facebook, Instagram, 0 lei. Site-ul într-adevăr costă. Dacă nu există buget, poate să înceapă liniștit să vorbească despre cine este, ce cântă, ce înseamnă muzica, stilul lui de viață și nu numai, pe canalele acestea. De asemenea, poate să posteze în grupuri pe Facebook, 0 lei. Aveți grijă să fiți, în schimb, relevanți. Ascultați oamenii, pentru că altfel dacă vorbim singuri, nu se întâmplă nimic și apare frustrarea aceasta, promovarea nu funcționează la mine. Funcționează la toată lumea dacă o facem cum trebuie. Ascultați oamenii, ascultați ce cred ei, ce doresc ei și mergeți acolo și faceți împreună și bucurați-vă împreună. Fiți utili. Dacă sunteți utili, dacă faceți ceva ce omul are nevoie, întotdeauna va funcționa. Cel mai greu e să-ți dai seama ce are nevoie, dar merită. Merită să ai capul să înțelegi ce își dorește omul de la capăt, ce fel de muzică. Dar nu înseamnă că trebuie să ne transformăm. Dacă eu cânt într-un fel, nu înseamnă că mă transform. Înseamnă că sunt atent să văd exact cum pot să împlinesc această relație dintre mine și public. Și să fiu adevărat. Adevărul întotdeauna. Să fiu eu cine sunt, cu toate ale mele. Adevărul întotdeauna creează punți. Naturalețea, firescul. Să nu încercăm să fim altceva. Să nu încercăm să fim Beyoncé. Să nu încercăm să fim J-Lo, Michael Jackson, tot așa. Chiar dacă asemănăm cu ei în cântare, adică să înțelegem, nu suntem copii ale altora. Poate nici nu trebuie să-ți dorești să fii copii. De-aia un manager, de exemplu, ar fi foarte important pentru un artist, pentru că se creează o direcție în felul ăsta. Dacă ar fi să dai tu ceva sugestii, Elena, uite, referitor la planul tău cu acea școală pe care vrei să o deschizi, mi se pare extraordinar, pentru că cu siguranță vor fi artiști care vor avea nevoie de sprijinul tău și vorbesc tot din experiența pe care am avut-o eu de-a lungul anilor. Cât de complicat e să găsești direcția sau să știi cum să faci în așa fel încât să nu arunci banii în stânga și în dreapta și să nu ai rezultat. Ai sugestii pe lângă faptul că o să deschizi școala și vor putea să se intre pe site-ul tău și să găsească eventual să te contacteze. Ce sugestii ai putea să mai dai în așa fel încât să nu arunce banii în stânga, în dreapta, fără rezultat? La început, dacă nu există argumente solide, dacă nu crezi, nu cheltuiți sume mari. Pentru anumiți oameni și 1000 de lei înseamnă o sumă mare. Nu o cheltuiți dacă este singurul buget de promovare pe care îl aveți. Nu este o rușine. Important e să fii foarte, foarte matematic și foarte ca un manager foarte exigent, vă spuneam. Voi aveți rolul ăsta. Nu este o rușine. Luna aceasta vreau să aloc 100 de lei. Poate sunt o adolescentă, poate sunt un artist care investește foarte mult în coaching vocal și în altele și efectiv nu mai există buget. Nu există rețetă, nu trebuie să vă descurajați, mergeți mai departe și banii pe care îi aveți, investiți în zona în care aveți cea mai mare vizibilitate pe obiectiv. Adică dacă eu vreau să lansez o melodie, trebuie să mă uit dacă Facebook-ul este canalul care mă servește sau YouTube-ul. Sau dacă pot să fac și altceva, poate investesc acești bani în styling și în look și fac un eveniment într-o cafenea. Și atunci cei care vin vor poza, vor posta, vor face ei Facebook Live și se creează un întreg eveniment pentru mine. Nu trebuie să fiți rigizi într-un loc. Dacă există bugete mai mari, atunci, într-adevăr, trebuie să existe o coordonare. La fel, nu faceți lucruri
care sunt nefirești la modul tot comparației. Asta am întâlnit foarte mult. Ne comparăm cu artiștii maturi, care sunt de 10 ani obișnuiți cu scenele, cu televiziunea și cheltuim foarte mult buget tocmai ca să avem o anumită anvergură. Nu este nevoie. Fiți firești și faceți lucruri corecte, pentru că publicul are o inteligență extraordinară naturală și înțelege foarte bine. Important este să vă prezentați cât mai bine cu totul, cu tot ce înseamnă voce, aspect și se întâmplă, fără să aveți presiuni inutile. Un public, repet, un public care vă compară, e un public negativ. Nu este nicio problemă că vă compară, întotdeauna va fi. Un public, și important este să transmiteți bucuria aceea naturală a voastră. Fiecare trebuie să existe acea bucurie a consumului, a întâlnirii. Dacă eu nu mă bucur și nu simt muzica aceea că mă bucură pe mine, e foarte greu ca la capă să se întâmple acest lucru. Că e ca un robot, e ca și cum forțez pe cineva să-ți placă. Ca și cum eu gătesc o plăcintă foarte bună, o dau cuiva și eu nu mă mai bucur de plăcintă. Și mă uit la el, îți place, ai mâncat, câte ori ai mâncat, ce-ai făcut? Vedeți, important e firescul ăsta cu tot, cu emoții, cu bucurie, cu trac, cu stres. O tehnică de a trece peste lucrurile tensionate este să vorbești despre ele. Exact cum s-a întâmplat. A spart paharul, vă spun, am văzut că a și scris cineva. Să fie... Da, uite, am zis. Adică nu mă stresez neapărat. Și am zis, chiar m-am Mariana spus. A zis la un moment dat, este de bine. Exact, este de bine. Vorbiți pentru că oamenii sunt normali în nu o să reacții și o să vedeți că există multă deschidere. Deci aveți curaj, curajul este foarte important. Aveți curaj și fiți foarte naturali și folosiți la maxim tot fără să aveți obsesii. Nu există Facebook-ul ne ridică, nu există am făcut nu știu ce pe YouTube și s-a mântuit. Există faimă de 15 minute, este documentată, este analizată. Oricine poate să aibă faimă de 15 minute, spun americanii. Omul zilei, se întâmplă ceva, toate reflectoarele pe mine, după care trece. Și sunt sigură că voi ați observat, la fel și la voce. Am avut o melodie extraordinară și a trecut. Pentru că nu, un artist nu înseamnă doar o melodie. Cum niciun sistem de promovare nu înseamnă o campanie bună care a funcționat și gata. Am închis obloanele și în casă. Chiar e toată cursa. E toată cursa ongoing. Mă gândeam acum la, se folosește termenul de marketing gherilă, cum se numește. Asta a funcționat și în viața, în promovarea artiștilor? Și cum ar putea ei să facă o astfel de promovare în marketing? Gherila se referă la tacticile neconvenționale. Tacticile convenționale, oricum de când cu internetul, ce e convențional e foarte, adică granițele s-au mutat foarte mult. Înainte ce era convențional însemna apariție TV, comunicat de presă, știri. Ce era neconvențional se referea în principal la zona de evenimente, la happening-uri, la lucruri care sunt unice și spargă regula. Arta face asta. Mută foarte mult granițele și, într-adevăr, lucrurile neconvenționale funcționează foarte mult pentru a atrage multă vizibilitate cu un cost redus. Înseamnă de creativitate acolo, nu? Deci nevoie de creativitate. Înseamnă de la, i-am văzut pe cei de la YouTube care cântau la metrou și nu i-a recunoscut nimeni, pentru că apoi, dacă țineți minte momentul lor, și nu numai, au fost mai mulți artiști care au făcut asta, înseamnă să cânt într-un loc în care nimeni nu și-ar fi imaginat că pot susține un concert, înseamnă să am o asociere dintre rock și muzică populară, de exemplu, ceva care nu este convențional, cu manelele, controversatele manele. Deci să rămână în mintea celor care ascultă, să fie atât de original, să-i spun original, creativ, în mintea celor care te-au văzut în Exact. Într-adevăr, aceste momente nu ies toate, nu vă descurajați, este o regulă. Într-adevăr, sunt anumite tactici neconvenționale care nu au impactul pe care ni-l dorim. Se mai întâmplă,
dacă îți faci treaba bine, nu ai rezultate negative, dar într-adevăr tot ce înseamnă neconvențional face un boom de imagine foarte bun. Sparge foarte mult timpul, te duce aproape de oameni mult mai repede față de o comunicare cu minte, clasică, de prezentare și tot așa. Deci aveți curaj de la look, de la interpretări, de la asocieri. Asta era o întrebare pe care vreau să o pun. Cât de important e că atunci când fotografiezi sau când filmezi să fie calitativ, să fie bine. Cât de important e aspectul ăsta pentru public, Elena? Este important. Calitatea întotdeauna este importantă, ca la voi, să fie sunetul bine, să nu deranjezi urechea celuilalt. La fel și aici, să nu deranjezi privitorul din niciun punct de vedere, să nu-l chinui, cum s-ar spune. Mesajul la el să ajungă ușor. Dacă vrei să-l provoci, trebuie să te gândești de ce îl provoci. E în regulă. A existat o campanie la noi în țară, de exemplu la Cațavencu. Mesajele aveau litere sărite, iar campania era: cititorii noștri sunt mai deștepți decât cititorii lor. Foarte bună, e foarte veche campania. Eram eu în realitatea TV, deci acum peste nu numărăm. La femei nu numărăm anii. Și atunci săreau literele și provocau. Foarte, foarte bună inițiativa echipei care a creat-o, foarte faină. Poate fi. Deci dacă aveți un argument în spate, deci important e ca tot ceea ce face să vorbească despre voi. Nu să fac de dragul de a face. Eu am stat aici, de exemplu, cu tot dragul, să cunosc oameni noi din comunitatea voastră și să fiu foarte utilă. Nu am venit de dragul de a veni, cum nici voi nu faceți toate tacticile pe care le lucrăm de dragul de a le face. Și tot am spus și mai spun cu multă bucurie pentru voi, vă felicit pentru modul în care pregătiți conținutul, pentru modul în care vă gândiți cum să ajutați oamenii care sunt preocupați de vocea lor, despre cum explicați că tehnica vocală chiar e singura tehnică complexă, autentică, profesională, nu e, chiar vorbeam cu voi și cu tine, Doina, sunt formulări în orice domeniu, o tehnică modernă. Nu e. Asta înseamnă credibilitatea de care vorbeam, să ai încredere. O tehnică modernă nu înseamnă nimic. Și atunci și cei care lucrează și caută trebuie să caute, să valideze. Dacă e o tehnică modernă, e ceva nou, bun și frumos, nu înseamnă nimic, e ceva colorat. O fi colorat, dar toată lumea trebuie să fie exigentă. Și cred că Doina este exigentă, că ea obține foarte multe premii la galați. Doina, cum faci atât de premii? Da, cred că ține de mult asta și mă gândesc că, într-adevăr, ține și de talentul pe care l-au cei care vin la cursuri, de rigurozitate, cum repet acasă, cât timp își acordă pentru a face repetiția cât mai corectă. Pentru că noi știm că poți să repeți, dar să nu repeți corect și atunci se duce în van timpul ăla. Și cât de concentrați sunt la curs și prind ceea ce le vorbesc, pentru că nu este chiar atât de ușor. Și ca să faci niște sune de sune într-un fel, au nevoie de timp. Vocea se simte, vocea trebuie să să o educi. Nu știu, eu o simt. Da. Ce planuri de viitor ai, Doina, cu studenții tăi? Da. Planul era să ajungem până în decembrie. Am ajuns și în decembrie. Acum vedem ce se întâmplă în cadrul pandemiei din ianuarie. Nu e pentru că nu avem planuri, dar pentru că suntem cumva constrânși de situația respectivă. Am avut ceva pentru 1 decembrie, pregătit. A fost pus pe YouTube, bineînțeles, Facebook a circulat pe toate grupurile din Galați, am fost felicitați, am acumulat felicitări, comentarii și, bineînțeles, vizualizări. YouTube, respectiv Facebook. Da. Urmează, bineînțeles, cea mai faină sărbătoare a anului și cred că cea mai așteptată sărbătoare, urmează Crăciunul. Pentru noi, sărbătoarea de Crăciun era o tradiție, pentru că sfârșitul ăsta de an se finaliza printr-un recital de cântece de iarnă,
numai că anul ăsta o să o facem cu totul altfel. Am creat și un eveniment pe Facebook, pentru că noi așa îl făceam în fiecare an și chiar l-am redenumit altfel de Crăciun. Mă gândesc că modul în care o să punem cu... S-a întrerupt la Doina, cât e internetul care e putin, Doina, se întrerupe la tine din când. Nu ține în seara asta cu mine. Da, ori fac un flux pe YouTube sau pe Facebook, sau fiecare copil vine și filmează într-un cadru de Crăciun colindul și facem un videoclip pe care, bineînțeles, că îl postez și pe un canal și pe alt canal. Iar, bineînțeles, că copilul va intra sau părintele va intra în posesia videoclipului și îl va putea posta mai departe. Se pare extraordinar. Emisiunea de colinde, peste două săptămâni o să ne întâlnim cu toată echipa, asta va fi pe 16 decembrie și emisiunea va fi specială. Se va referi la colinde și tradiție. Adică fiecare dintre voi, pentru că antrenorii noștri vocali din diferite regiuni ale țării, din diferite orașe ale țării, și fiecare va veni cu câte un colind tipic regiunii respective și vom vorbi și despre istoria colindelor din acea zonă, dar și tradiții. O să fie o ediție foarte, foarte interesantă. Eu abia aștept. Eu o să caut un colind din zona Vrancei. Eu și cred că până atunci îmi voi pune și pom în sală și o să fie foarte fain. Este două săptămâni, o să ne vedem cu toții în emisiune. Poate să fii și tu alături de noi, Elena. Ar fi super. De abia aștept colindele din toată țara și să povestiți Galați, Iași, Cluj și nu numai. Da. Aștept să povestiți tradiții, sunt sigură că aduceți lucruri faine pe care nici noi nu le știm, ce obiceiuri sunt și cum se cântă, de abia aștept. Clar, da. Să Elena, mai spune-ne tu despre planurile tale, deci pe lângă faptul că vei deschide școala pe care noi așteptăm cu foarte mare răbdare, pentru că sunt mulți studenți care abia așteaptă să urmeze training-uri și care să fie instruiți în direcția asta. Ce planuri de viitor mai ai tu? Cel mai mult suflet pun în această școală pe care mi-o doresc de ceva timp de acum și cumva perioada aceasta sub semnul COVID a apăsat pedala să mut lucrurile în online ca și voi, cu antrenamente, cu totul în online și mulțumim lui Dumnezeu că s-au așezat lucrurile și putem să facem super treabă și în online. De proiectele mele, de proiectele din zona antreprenorilor, personal brandingului și corporațiilor. Și cam atât, să știți, nu mai am timp de altă. Cam atât. O să fii foarte, foarte ocupată cu proiectele tale și noi, și cu noi, și cu echipa noastră. Noi îți mulțumim că ești alături de noi. Eu mă bucur de fiecare de fiecare dintre voi. Și pentru faptul că ne susții și faptul că ne ții împreună. Pentru toți cei care sunteți în seara asta alături de noi, peste două săptămâni o să ne vedem pentru emisiunea specială de colinde și tradiție. Noi vă mulțumim că de fiecare dată sunteți alături de noi, pentru că deja chiar îmi spunea Dana de la Oradea, o persoană extrem de plăcută, pe care este și profesor de canto și pe care eu am întâlnit-o câțiva ani în urmă la festivalul, unde am fost în juriu, și îmi spunea că ne ascultă de fiecare dată și se simte ca și cum ar face parte din echipă. Asta este un lucru extraordinar. Și toți cei care ne trimit mesaje foarte frumoase, și aici sunt foarte multe mesaje, oameni care ne... voi cei care ne salutați, cum ar fi Miruna, Mariana, Roxana, Alexandra Ciubotaru, care este studenta ta, Doina, dar și Giulia și Nicoleta, așa într-a lungul, toți sunt alături de noi, și Dinu, Elena și Oana, și noi vă mulțumim, și Mariana Bărgan, vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi. Ce să spun, ne vedem peste două săptămâni. Și atunci o să ne urăm mai departe Crăciun fericit și ce vom urma. Și cum ai spus și tu, Elena, faptul că ne putem vedea online,
De fiecare dată este un lucru extraordinar. Încă putem să fim conectați unii cu alții, să ne inspirăm unii cu alții, să avem șansa asta extraordinară de a invita de fiecare dată alături de noi oameni care se inspire, cum ești tu, Elena, și cei care au fost și până acum și care vor veni și de acum încolo. Din ianuarie emisiunea o să fie în fiecare săptămână, pentru că sunt foarte mulți cei care au acceptat să fie alături de noi în emisiune și să ne vorbească despre experiențele lor și despre ceea ce au făcut pentru a rămâne aproape de visul lor, în așa fel încât visul lor să devină realitate. Și cred că avem cu toții nevoie de inspirație, să ne inspirăm unii pe alții, să ne susținem, să ne... Nu știu, exact ca și în marketing, să existe acea energie continuă care să ne țină aproape de cei nou, de cei original. Noi vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc vouă, ție, Elena, și ție, Doina, că ați fost alături de noi. Da. Și peste două săptămâni o să ne vedem din nou. Aveți grijă de voi. Cum e în țară? Cum e cu încă mai s-a răcit vremea? Am auzit că aveți zăpadă, noi încă nu avem în Olanda, dar na, poate o să avem. În ultimii ani noi nu prea avem zăpadă, așa că... Nici noi n-am avut. Da, nici noi n-am avut până acum, dar vine, că trebuie să alunece să ne alumoș Crăciun. A fost o surpriză. Și echipei noastre de antrenori, Vocal Team Lucia și vouă vă mulțumim de fiecare dată sunteți aici. Antrenorii noștri vocali pot fi găsiți pe pagina noastră, pe site Vocal Team Lucia, dar și pe canalul de YouTube pot fi văzuți, pe pagina de Facebook. Da, aveți grijă de voi, bucurați-vă de tot ce faceți și ne vedem peste două săptămâni la ediția specială. Până atunci o să apărăm cu video scurte. Cele de 15 minute cu tips și sugestii. Vreți voi două să mai spuneți ceva? Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat în emisiunea voastră frumoasă pe care o urmăresc și o voi urmări. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Încurajez toată comunitatea să se antreneze și să descopere CVT-ul alături de Lucia și de Doina și de întreaga echipă frumoasă. Doina, mi-e dor de Galați. De-abia aștept să vin să ne găsim acolo și să mă plimbim pe faleză la Dunăre, să mâncăm un pește împreună. Lucia, bineînțeles că și tu și toată lumea. Eu abia aștept să pot veni în țară. Bănuiesc că din ianuarie, februarie o să putem zbura din nou. Sigur că se poate zbura, dar încă n-am vrut să risc și să zbor în perioada asta. Da, sunt anumite restricții. Sperăm să termine cât mai repede și să fim și noi sănătoși ca să ne putem duce planurile la capăt, bineînțeles. Exact. Dragi, aveți sigur, vă așteptăm. Eu vă pup și ne vedem peste două săptămâni. Seară plăcută. Da, bine. Seară plăcută.